Datorită celor 13 funcții beneficii exercitate asupra sănătății, ghimbirul este considerat una dintre cele mai eficiente plante tropicale. Mai mult ca oricând, ghimbirul este recomandat în această perioadă, când ne confruntăm cu frigul care accentuează afecțiunile reumatice. Conform viațaliberă.ro, în ultimele decenii, după zeci de studii care l-au avut în centrul atenției, oamenii de știință au decis. Ghimbirul este mult mai mult decât un remediu tradițional. Este aproape un medicament. În chimioterapie, sarcină, artrită, reumatoidă, osteoartrită, dureri musculare, digestie și stări de greață, deoarece conține aproape 500 de compuși ce aduc beneficii organismului. Foarte important pentru întărirea sistemului imunitar, mai ales în timpul iernii, ghimbirul este recomandat doar mestecat pentru inflamația gâtului, laringită și tuse. Pentru durerile de stomac, îl puteți consuma fie amestecat cu ulei de ricin, fie sub formă de infuzie din ghimbir uscat. În cazul unor indigestii, mai ales dacă ați făcut un ușor exces culinar, amestecați suc de ghimbir cu zeamă de lămâie și sare și consumați amestecul întotdeauna înainte de mese. Dacă suferiți de afecțiuni biliare, amestecați suc de ghimbir cu 7 pahare de lapte și fierbeți compoziția până scade la jumătate. Apoi îndulciți cu zahăr și consumați înainte de culcare. Ghimbirul poate înlocui de asemenea orice medicament pentru calmarea durerilor de cap. Trebuie doar să aplicați pe frunte o pastă din ghimbir uscat cu apă sau gel de aloe. O altă durere căreia ghimbirul îi poate face față este cea de dinți. Numai dacă aplicați o pastă din ghimbir și aloe vera pe partea unde simțiți durerea. Ceaiul preparat din ghimbir este antidotul perfect împotriva răcelii. De asemenea, planta poate fi integrată în curele de slăbire, deoarece stimulează metabolismul și arde grăsimile. Relatează viațaliberă.ro.